sunt Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagina de Facebook Corina's DIYs. Astăzi o să facem un aranjament pentru mesele de botez, de nuntă, un aranjament din acela pentru ca fiecare invitat să știe la ce masă să se așeze. Vom face un aranjament cu numărul mesei. Este unul foarte simplu, iar pentru acest proiect voi folosi un balon din acesta, din folie. Eu am ales culoarea Gold Rose pentru că îmi place foarte mult. El este cu cifra 2. O pompă ca să umflăm acest balon. Un scotch, pentru că balonele acestea de regulă nu vin cu o părticică din aceasta care se leagă foarte mare și o să o completăm cu scotch ca să putem să punem în rozetă. O să folosim niște bețe mai lungi și niște rozete mai groase. Deci aceste rozete sunt foarte bune, nu cele normale. Cele normale nu susțin foarte bine tipul acesta de balon. Sunt unele baloane și mai mari pe care puteți chiar să le folosiți și pe acelea cu această rozetă. Drept urmare, eu vă sfătuiesc să luați rozete din acestea mari, nu din acelea normale mici pentru baloane mici. O să vă las link în descriere cu locul unde puteți să găsiți aceste lucruri. Așa, rozete am zis. Un ghiveci de care doriți, în funcție de cum este culoarea de la evenimentul vostru, puteți să le faceți, să-l luați în orice culoare sau să-l vopsiți în orice culoare. Eu pe acesta l-am luat de la Dedeman acum ceva timp. Nu mai știu exact cât costă. Vom mai avea nevoie de o placă de polistiren din care o să decupăm exact cât este ghiveciul și o să o lipim undeva înăuntru ca să înficem florile. O să mai folosesc un creion sau o culoare, bandă verde pentru a înfășura bețele acestea. De fapt, noi o să folosim un singur băț și o singură rozetă. Așa. Cutter ca să tai polistirenul, un cleștișor ca să tai dacă mai am cumva nevoie la flori să mai micșorez tulpina, flori din hârtie, eu o să folosesc acești bujori pe care i-am făcut înainte. Apropo de flori din hârtie, dacă vă interesează cursul de flori din hârtie, o să vă las în descriere link către acesta sau puteți să-mi lăsați mesaj privat pe Facebook și o să vă răspund acolo și o să vă pot da detalii legate de cursul de flori din hârtie. Așa, și o să mai folosesc și un pistol de lipit cu silicon. Rozeta și cu bățul puteți ori să le acoperiți cu bandă din aceasta de flori. De fapt, rozeta nu prea se acoperă, dar bățul se acoperă. Ori puteți să le vopsiți într-o culoare pe care doriți voi să o aveți. Eu momentan nu o să mă complic cu acest lucru, dar voi puteți să faceți oricum acest lucru. Nu o să fac pentru că eu în principiu vreau să vă arăt cum se face, nu neapărat să vă arăt paleta de culori. Așa că o să le folosesc așa cum le vedeți, eventual o să înfășor acest băț cu banda de flori. Voi începe prin a trasa exact forma acestui ghiveci. Să vedem exact pe unde trebuie să-l tăiem. Așa, perfect. Deci eu mi-am făcut aici un pătrățel. Ideea este să tăiem puțin în interior, pentru că el trebuie să ne intre puțin în ghiveci și nu vrem să fie foarte fix. Deci trebuie să vină puțin mai jos de nivelul ghiveciului. Drept urmare, o să-l tăiem puțin după ce am marcat aici. Acum că avem pătrățelul nostru, o să-l introducem în ghiveci. După cum ziceam, trebuie tăiat puțin mai mic decât ghiveciul, ca să se ducă puțin. După cum vedeți, nu este exact la același nivel, este puțin înăuntru ca să intre florile frumos. Și
ca să-l fixăm, o să punem câte un bob de silicon în fiecare colț. Deci am pus silicon aici ca să se lege polistirenul de ghiveci. Și în felul acesta nu o să se mai miște. Până se usucă siliconul, vom umpla balonul. El are un rest aici foarte mic și nu putem să îl legăm de rozetă. Drept urmare, o să-i fac o prelungire din scotch. Și este foarte simplu, trebuie doar să lipiți. El oricum nu, din el nu iese aerul, deci nu este nevoie să aveți să legați cu ceva. O prelungire. Practic o să-i las mai mult scotch în afară. Acum că avem făcută prelungirea la balon din scotch, o să-l băgăm în rozetă. Și o să-l fixăm foarte bine. Rozeta are aici ceva special făcut ca să fixați balonul. După cum vedeți, el este foarte fix pe rozetă. Tăiem excesul. Și introducem bățul în rozetă. Iar numărul nostru o să arate ceva de genul acesta. Pentru că mi se pare că este prea vernil bățul meu, o să folosesc și bandă pentru flori să-l acopăr puțin. L-am acoperit, o să-l introducem în rozetă. Puteți să mai dați banda și până mai sus sau, după cum v-am zis la început, puteți să îl vopsiți cu ce culoare doriți voi. Așa că eu o să-l introduc în mijlocul, mi-am făcut o gaură aici în mijloc și o să-l introduc aici. Foarte bine, o să-l și fixez cu silicon. Așteptăm să se usuce. După ce se usucă siliconul, putem începe să adăugăm florile. Eu recomand să folosiți flori mai mari, pentru că și aranjamentul este unul puțin mai mare. Dar merg și cele mici, însă nu cred că o să aveți același efect dacă folosiți flori mici. Pentru acest aranjament mi s-a părut că ar arăta drăguț florile pale, deci am ales alb și un roz pal.
Dar voi puteți să folosiți nuanța voastră de culori pe care o să o aveți în, la evenimentul respectiv. Arată această rozetă aici, o să încerc să o acopăr și pe ea cu bandă din această adezivă. Aranjamentul nostru o să arate ceva de genul acesta. Evident, dacă doriți, puteți să scurtați acest băț, iar litera cifra să fie undeva la nivelul florilor sau să-l lăsați așa, depinde cum doriți. Puteți să mai adăugați ceva și pe, pe acest băț. Asta este foarte mult la latitudinea fiecăruia, în funcție de ce își dorește exact să pună pe aranjament. Mie mi se pare un aranjament foarte simplu de făcut și dacă aveți materialele la îndemână, se face foarte, foarte ușor. Cel mai mult mi-a luat să fac acești bujori, însă dacă îi aveți deja făcuți sau îi aveți cumpărați, puteți să, doar să îi aranjați. Pe ghiveci, dacă doriți, puteți să mai adăugați diferite chestii, cum ar fi o fundiță, o panglicuță. Deci totul se rezumă la cât de încărcat doriți voi să fie acest aranjament. Sper că v-a plăcut acest proiect, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou proiect. V-am pupat!